Nou record la Constanța. În numai două zile, 229 de câini fără stăpâni au fost sterilizați în cadrul maratonului responsabilității derulat de primărie și Asociația Animal Society cu ajutorul 4Paws. Suntem astăzi în plină campanie de sterilizare și acum când vă vorbesc, suntem în a doua zi de maraton al sterilizării, maraton ce se desfășoară în adăpostul de animale comunitare de pe strada Vârful Cudor. Vreau să mulțumesc pe această cale partenerilor noștri de la Animal Society și, bineînțeles, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, constanțenilor, care îți dați dovadă de responsabilitate când este vorba de animale de companie sau animale ale străzii.